Antrenament dimineața sau seara? Dimineața, până și seara. Nu degeaba mi se fie și eu, că sănătatea înseamnă sport și viceversa. Nu face bine și aici, și aici, peste tot. Hei, bine ați revenit la un nou episod Training Days. Cred că aveți toate motivele să stați alături de noi, întrucât invitatul de astăzi este unul cu totul și cu totul special. Avem un fost înotător de performanță, un actor, un sportiv care a câștigat un concurs foarte cunoscut din țară pe nume Exatlon. Cine să fie oare? Cine să fie acest tip misterios pe care l-aș caracteriza drept un om prietenos, un om cu mult bun simț, un om inteligent și un om care s-a păstrat curat. Și nu este deloc ușor să te păstrezi curat în acest peisaj al mondenităților. Auziți și voi tobele? Stați alături de noi, întrucât urmează să-i descoperim rutina sportivă, dar și cea culinară a lui Vladimir Drăghia. Am început din ce în ce mai mult să simt că de fapt pierd din acel individ și că mă regăsesc mai mult în echipă. Este câștigătorul cu trofeul în brațe, vădit, marcat de acest drum. Nu știm prea multe detalii, că ProTV-ul a fost foarte strict în ceea ce privește serialul ăsta. Da, sunt polițist. Nu vreau să am nimic care să mă oprească să fug atunci când e nevoie. Poliția! Salut, Vladimir, sunt Vladimir Drăghia și am venit la Franț să vorbim despre alimentație și sport. Cum îți place să te antrenezi la sală? Intens. Îmi place să fac exerciții cât mai diferite. Alerg, fac lupte, îmi place tot ce e nou, îmi place să învăț mereu. Care este grupa ta preferată de mușchi? Nu cred că am o grupă preferată, dar fac tot posibilul să lucrez ce consider eu că e în urmă. Adică, deși nu-mi place, de multe ori când nu prea am ce face, fac ce are. Cum te ajută sportul? Cred că în mai multe moduri decât îmi imaginez. Face parte din viața mea încă de pe la 6 ani și n-am simțit niciodată nevoia de o pauză. Mă face bine și aici, și aici, peste tot. De ce ai nevoie de antrenor când mergi la sală, în general? Dacă m-ai fi întrebat acum 2-3 ani de ce am nevoie de antrenor, ți-aș fi zis că n-am nevoie de antrenor. Dar apoi am făcut un antrenor la sală și mi-a plăcut foarte mult. Păi, în primul rând, pentru că mă ajută să mă țin de treabă. Vine cu foarte multă experiență, dacă are, bineînțeles, dar cel cu care făceam eu avea experiență și am învățat multe lucruri de la el, printre altele. Adică sunt sigur că există o grămadă de avantaje în a lucra cu un antrenor. Astea sunt cele două, trei la care m-am gândit. Care crezi că sunt principalele calități de sportiv care te-au ajutat să câștigi concursul? Cred că determinarea. Cred că nu doar calitățile motrice, dar probabil în primul rând calitățile motrice dezvoltate odată cu anii de sport de performanță, dar și modul de viață care vine odată cu antrenamentele alea de 6 ore pe zi. Eu acolo m-am simțit ca acasă, adică pentru mine n-a fost nimic ieșit de comun să fiu într-un mediu închis și să trebuiască să fac lucrurile alea, dar mi-a fost doar întoarcere în timp, pentru că eu mulți ani, exact programul ăla l-am făcut. Ai zile mai nasoare, să zicem, da? Ce spui dimineața pentru a te trezi și a merge la antrenamente, când nu ai deloc chef? Nu fac asta. Nu a fost niciodată nevoie până acum să îmi spun ceva, să-mi vină cheful. Dacă n-am chef, pur și simplu nu merg, dar pentru a avea mereu chef, în secret ar fi să faci mereu lucruri noi. Adică dacă ajungi să nu ai chef într-o zi, trebuie să te întrebi de ce n-ai chef și ce poți să faci să schimbi, să vină cheful ăla. Și de multe ori la mine
pofta de antrenamente vine din învățarea de lucrurile mele. Ce se întâmplă atunci când nu ai timp? Pentru că acum cred că e destul de provocator să ajungi la antrenamente. Cum reușești să-ți satisfaci pofta asta de sport? Păi toți avem la fel de mult timp, nu există n-ai timp. Dacă n-ai timp, îți faci, dacă e cu adevărat important pentru tine. Adică timp ai, dar depinde ce prioritizezi. Și dacă pentru tine este important să te miști, faci sport, prioritizezi și lași altceva în urmă. Adică nici nu poți să faci mai mult timp, nici n-ai puțin timp. Pur și simplu e cât de important e pentru tine. Nu există scuze. Există scuze, bineînțeles că există, dar în același timp, ține doar de tine. Adică părerea mea este că dacă vine din exterior, dacă vine, de exemplu, de la un antrenor, de la un antrenor asta cu hai, azi, hai, înseamnă că ceva nu faci bine. Nu cred că e nevoie să, nimănui nu poți să-i dai nevoia de a face sport. Trebuie să vină din interior și odată ce are nevoia aia și pleacă de aici, hai, antrenorul nu face decât să-l ghideze. Mai mult nu are ce să facă antrenor, nu poate să te ridice din bani și să te pună pe bani. Până la ce vârstă te vezi făcând mișcarea? Cât mai mult. Înseamnă că dacă să pot să fac mișcare la 70, o să fiu sănătos. De multe ori chiar cred că merg mână în mână. Știu că sunt la Chișeu, dar nu degeaba ajuns să fie Chișeu, că sănătatea înseamnă sport și viceversa. Bineînțeles că e vorba și de alimentație și de viața socială. Da, deja intrăm într-o discuție mult mai largă. Te vezi făcând parte din grupurile de octogenari din parc pe viitor? Dacă vorbim despre aia care joacă tablă, da. nu, cu tablă nu, pentru că nu am luat să joc. Mă rog, cred că știu regulile. Nu am atras niciodată, nu ca să sună pe ăla. Mă văd în grupuri de prieteni, pentru indiferent ce ar face, să numesc tablă sau sport, important este să ai viață socială și de asta vezi că parcă am simțit că o să întreb asta. Mi se pare la fel foarte important să ai contact cu oameni. Care este cel mai dur antrenament pe care l-ai putea face? Cel mai dur? Și ți-ar și plăcea în același timp. Pentru mine sunt dure antrenamentele alea foarte lungi, adică eu sunt plac sprinturile și prefer forța, viteza. Nu-mi plac de mă plictisesc enorm la antrenamentele astea, pentru că sunt triatlon. Deși mi-am pus un Ironman, ar fi antrenamentul suprem pentru mine. Și e a doua oară când îmi pun în plan să particip la un Ironman și să și termin. Dar până acum, adică iar am pus pe hold. Pe hold, da. Dar tot o să-l fac, adică până la 40 de ani înseamnă de antrenament. Sport în aer liber sau la sală? Mă, ce te-ai lungit cu întrebarea? aer liber. Greutatea corpului sau greutăți la sală? Greutatea corpului. Flotări, tracțiuni sau genotracțiuni? Tracțiuni. Bicep sau piept? Cred că piept. Antrenament dimineața sau seara? Dimineața la până și seara. Pâine, mămăligă sau orez expandat? Pâine, da. Și ultima, prăjit sau fiert? La grătar. E voie cu varianta noastră de răspuns? E bine. Răspunsul nou, de la întrebarea nouă ce ne lipsește din frigider este budinca cu ciocolată. Dar nu aș ști să zic ce gust are, doar că e mereu acolo. Iar mie, habar nu. Poate brânză de capră. Îmi pare rău să zic, dar mănânc pâine. Îmi place pâinea. Probabil tu nu o recomanzi. Ba da, doar că contează cantitatea. Așa. Mănânc foietaj. Sunt un contraexemplu perfect. Dar fac și foarte mult sport și probabil am și niște arderi puternice care mă ajută să pot să mănânc orice. În același timp nu mănânc totuși, nu mănânc prăjeli. Mănânc destul de multe fructe și legume, chiar foarte multe. Și
A, uite, nu din frigider, dar întotdeauna am banane în casă. Mi se pare că bananele sunt un aliment foarte sănătos, foarte ușor de... Și complex. Complex, da, ușor de mâncat tot timpul. Oricând n-ai ce să mănânci și vrei neapărat să mănânci ceva, și dulci. Zi-mi la ce ori... banane în casă. La ce ori e prima masă? Da, la 10, cam așa. Da, pe la 10. Și cum arată? 10. Păi depinde unde. Dacă suntem acasă, 8 din 10 cazuri eu fac niște ouă fierte, pe care, uite, pe alea lucrurile mă în pâine. Mai mănânc niște pate de rață, îmi place foarte mult și fiindcă e de foarte multe ori carnea și simt tot ce îmi trebuie, pateul mă înțeleg mai bine și știu că vine cu niște beneficii atunci când nu mănânci carne, dar trebuie să... Așadar, antrenamentul, primul antrenament e pe stomacul gol. Păi eu fac doar un antrenament și nu fac în fiecare zi. Fac cam 3-4 pe săptămână, depinde de perioadă. Și dacă fac Muay Thai, antrenamentul de Muay Thai, da, este pe stomacul gol. Dacă fac sală, dacă fac forță, trebuie să fiu mâncat înainte. Cum arată prânzul perfect pentru tine? Ce ți-ar plăcea cel mai mult să găsești în farfurie? Știu, sunt foarte, adică îmi place orice și nu pot să fac cu, mi-e greu, n-am știut niciodată să zic care e care mi-a preferat și cine era copil. Îți place orice, atunci cum nu ar arăta un prânz perfect pentru tine? Nu-mi place coriandru, okay. Nu suport și de fiecare dată m-am obișnuit să orice unde aș fi să cer fără coriandru, nu mă mai uită. Mi se pare că ar trebui să fie pe mistar cu alergii. Da, mănânc orice, oricât, oricând, am mare noroc din punctul ăsta de vedere. Am trecut odată printr-o singură dată când a trebuit să țin regim, să zic așa, a fost când am fost intru într-o formă din asta, mă antrenam cu antrenorul ăla despre care ziceam și am să vedem unde putem mici cu centru de grăsime. Și a fost foarte greu. Adică dacă îmi spune acum cineva cât de greu este să slăbească, în sfârșit cred că l-aș înțelege, pentru că eu am încercat să fac asta 2 luni și am înțeles cât de greu poate să fie, să-ți fie poftă, să-ți fie foame și să nu poți să mănânci. Dar n-aș lăsa asta ca fiind scuza de toate zilele și m-aș hrăni din trecerea peste această poftă de zi cu zi. Adică de acolo ți-ai putea, poți să ai o luptă câștigată în fiecare zi sau poți să ai o luptă pierdută în fiecare zi și alegerea îți aparține în totalitate atunci când vine de vorba de dietă. Care sunt păcatele culinare săptămânale pentru care nu te căiești? Nu le văd ca fiind păcate. Ți-am zis, mănânc orice, mănânc. Așa cum vin de la masă, nu vrei să știi cum are la masă. Orice, oricând, nu sunt păcate. Dacă le-aș considera păcate, sigur aș scăpa de ele. Adică aș putea să nu mai mănânc ceva, da. Zic, nu știu, abar n-am, dar... Atunci pentru ce te-ar condamna societatea, în ghilimele? De fapt, ai dreptate, acum două mai bine, m-aș condamna pentru consumul de carne, pentru că pe măsură ce citești și vezi mai multe documentare și înțelegi ce înseamnă pentru animale și pentru mediul înconjurător, consumul de carne ajunge cumva să vină la pachet cu vinovăție, în farfurie acolo, pe lângă carne ai și niște o salată de vinovăție. Și da, adică mă cam condamn pentru asta, dar în același timp, după ce m-am chinuit ani întregi să nu mănânc carne și nu m-am simțit bine în perioada aia, acum nu trebuie să mănânc carne. Aia. Ultima întrebare. Într-o viață următoare, dacă ar fi să te reîncarnezi într-un aliment, în ce ai vrea să te reîncarnezi? În afară de coriandru, probabil. În coriandru, ca să nu mănânce nimeni. Nu știu, miere de albine nu se pare foarte curat. Bun. Și nici nu se strică niciodată. Știi, să fiu o miere de albine undeva uitată în colț, să trec așa prin vreme.
Asta vine după exercițiile. Nu știu cum o să monteze Franz, dar am tocmai am stat așa mult timp. Ăsta am fost eu, mă rog, ăsta sunt eu. Sper că v-ați distrat, sper că ați învățat ceva din tot ce nu știu eu. Și ne vedem data viitoare, dacă mă mai cheamă. Ba, face montaj din ăsta așa. Așa cum v-am spus de la bun început, am avut un invitat cu adevărat special. Hei, nu este deloc ușor să câștigi Exatlon, adică ai nevoie de foarte multe talente înmagazinate pentru a reuși să ajungi pe podium, dar aminte să câștigi. Așa că, Vladimir, îți mulțumim frumos. Iar eu mă bucur că alături de noi vin astfel de oameni deosebiți, pentru că e important să ținem pasiunea la cote înalte. Așa că, țineți-vă în continuare de sport. Nu-mi rămâne decât să fac încheierea. Nu uitați, like, share, subscribe și activați clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele noutăți legate de emisiune și pentru a susține acest proiect. Am fost Franț Adrian Diaconescu, iFit Studio, ne ocupăm cu programe personalizate de antrenamente și nutriție. Până data viitoare, stați flexați!